Salutare, dragi apeliști! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii deja tradiționale Q&A. Voi întrebați, astăzi Marian Mihail, avocatul Rapidului, vă va răspunde foarte multe întrebări din punct de vedere juridic, majoritatea. Salut, Marian! Salut, Alex! Ești pregătit? Îi dăm drumul? Bineînțeles! Ok. Marian Grecu îți adresează următoarea întrebare. Ce se poate face din punct de vedere legal atunci când forurile sportive nu sancționează scandalele rasiste proferate în mod repetat, în special de către, așa zis, și suporteri ai FCSB, dar și de către galeriile altor echipe la adresa suporterilor echipei Rapid, atât pe Giulești, cât și pe alte stadioane? Rasismul și xenofobia sunt două fenomene care nu au ce să caute în societate și, bineînțeles, nici pe stadioane. Noi, inclusiv la nivel de echipă națională, știți foarte bine că suferim și primim sancțiuni în mod constant de la UEFA în acest sens. În cadrul meciurilor din competițiile interne, nu neapărat obligația, cât posibilitatea de a dispune măsuri graduale în cazul astfel de unor astfel de comportamente revine arbitrilor și observatorilor într-o primă instanță. Bineînțeles, avem și acel Consiliu Național de Combatere a Discriminării, care vine pe latura administrativă și aplică sancțiuni. Ei monitorizează atent meciurile din campionatul României, inclusiv meciurile Rapidului. Chiar la meciul de acasă cu FCSB, CNCD a fost reprezentat la nivelul cel mai înalt prin președinte. Luăm în considerare că dacă la un moment dat o să vedem o disproporție între comportamentul suporterilor echipelor adverse și măsurile care sunt luate de oficialii de meci, să intervenim și noi. Până acum am încercat să nu fim un factor suplimentar de presiune pe arbitri și observatori, dar dacă situația o va impune, o să luăm în considerare și alte pârghi. Și încă o întrebare de la Marian Grecu. E atât de drastică situația cu filmările sau pozele pe stadion, mai ales în situația în care sunt pentru uz personal, nu pentru comercializat? Mi se pare un caz precedent periculos. Cazul acesta se referă la un caz în care un vlogger a filmat din tribună și a filmat și în timpul jocului. Cum ți se pare? După cum știm cu toții, drepturile de televizare se cedează în mod exclusiv către o firmă care devine deținătoarea exclusivă a acestor drepturi. Și sunt, nu doar pentru Rapid, ci pentru toate cluburile de fotbal din România, sunt o importantă sursă de venit. Acești deținători de drepturi creează un set de reguli care trebuie respectate atunci când participăm la un meci oficial. În conformitate cu aceste reguli, nimeni în afară de deținătorul de drepturi nu are voie să transmită în direct imagini video. Nici măcar un suporter care filmează pentru canalul lui de Facebook sau? Da, aici e o chestiune puțin nouă, ca să zic așa, pentru că văd că suporterul nostru ne întreabă și de imagine pentru uz personal. Ca să lămurim prima oară acest lucru. Nu se pune problema ca un suporter să nu aibă voie să își scoată telefonul mobil din buzunar, să filmeze, să trimită o poză, să sune cu un apel video o rudă sau pe altă persoană. În cazul de la meciuri cu CFR însă a fost vorba de a transmite în direct imagini pe un canal YouTube, deci pe un canal media destinat unui număr destul de mare de persoane, cu un echipament, din ce am înțeles, aproape profesional. Noi am fost trimiși în comisia de disciplină a ligii, am fost sancționați săptămâna aceasta cu avertisment. Faptul că am fost sancționați arată că, în opinia comisiei de disciplină,
a fost vina noastră că nu am luat toate măsurile pentru a împiedica acea transmisie. Faptul că am primit un avertisment și nu o amendă mai însemnată este irelevant. Comisia a reținut faptul că noi trebuia să luăm toate măsurile ca să-l împiedicăm. Deci ca să conchidem cu un răspuns pentru suporterul nostru, da, atunci când e vorba de echipamente profesionale, semiprofesionale, atunci când se transmite în direct către un număr nedeterminat, către un număr foarte mare de persoane, da, este o problemă. Florin Balău, s-au făcut plângeri la CNCD împotriva scandalelor rasiste? Dacă da, care a fost răspunsul lor și ce măsuri au luat? Până în acest moment, de la revenirea în Liga 1, noi nu am formulat nicio plângere formală împotriva vreunei persoane sau vreunui grup de persoane, însă în anumite momente am adus în discuție Consiliului anumite situații punctuale, am luat la un moment dat în calcul chiar și varianta de a merge într-o audiență la conducere, dar pe moment aceste demersuri au detensionat situațiile și atunci nu aș vrea să mai insist și să mai aduc aminte de momente. FZR.ro, credeți că e oportună schimbarea siglei clubului înainte ca procesele, contestațiile cu AFC să fie 100% finalizate? Nu credeți că dacă am schimbat sigla și AFC-ul ar continua să o folosească, ar fi oarecum un mesaj că noi suntem cei care dăm înapoi și le lăsăm cale liberă să o folosească ei? Pe scurt, nu. Ca să intrăm un pic în detalii, nu știam că este o chestiune discutabilă, dar o clarific acum. Ideea de a schimba sigla nu are nicio legătură cu situația juridică a mărcilor pe care clubul nostru le deține în acest moment. Este o idee pur operațional-comercială, cum foarte multe cluburi tradiționale din Europa au făcut la un moment dat un rebranding, cum și noi cândva am făcut un rebranding, da? Pentru că sigla din prezent nu este cea din 98-99, de exemplu, de la al doilea titlu. Deci nu este o legătură între cele două. Tot FZR.ro mai are o întrebare. Ce demersuri a luat sau va lua clubul de fotbal legat de site-ul 1923.ro care comercializează produse fake folosindu-se de brandul Rapid, dar fără să plătească niciun fel de drept comercial către clubul nostru? Odată cu avansarea spre definitivare, ca să spun așa, a situației privind mărcile noastre, pentru că noi acum avem o soluție definitivă, care este executorie, deci în acest moment nu mai există un dubiu serios cu privire la legalitatea mărcilor deținute de către club. Mai există într-adevăr posibilitatea exercitării de către AFC a unei căi de atac extraordinare, dar ea nu suspende executarea hotărârii pe care o avem acum. Deci, odată cu definitivarea situației mărcilor, am început să avansăm și pe partea de a ne apăra mărcile. În ultimele luni am început să înregistrăm și mai multe mărci derivate, am început să licențiem mai multe produse pe care, bineînțeles, le vom proteja, inclusiv cei care produc acum produse sub licența Rapid au posibilitatea de a acționa împotriva celor care folosesc fără drept marca Rapid pe produsele lor. Atunci, pe măsură ce găsim situații unde suntem de părere că se încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale clubului nostru, luăm toate măsurile legale. Când spun măsuri legale, mă refer începând de la niște discuții amiabile în care să explicăm respectivilor situația și suntem dispuși să mergem până la acțiuni penale în contrafacere, pentru că nerespectarea dreptului de proprietate intelectuală atunci când se produce în legătură cu fapte de comerț este și infracțiune. Nu am discutat la un nivel intern propriu-zis și situația site-ului indicat de suporterul nostru, dar dacă acolo sunt produse cu marca Fotbal Club Rapid,
cu siguranță o să discutăm la un moment dat și cu proprietarul acelui site. Dar ca să închei, discutăm mereu de la caz la caz, pentru că nu putem să tratăm în același mod o persoană care poate este bine intenționată, dar pur și simplu nu cunoaște situația în concret, cu o persoană care pur și simplu în mod flagrant copiază, pune emblema clubului pe orice fel de produs și așa mai departe. Ștefan Alexandru, de ce nu depune memorii și acțiuni legale pentru abuzurile comise de alte cluburi împotriva suporterilor noștri și a jucătorilor și staffului? Vezi cazul Târgu Jiu, gazări ale suporterilor noștri și violențe la vestiare. De ce nu evacuăm suporterii adverși de pe stadionul nostru atunci când au scandări rasiste? E o întrebare puțin mai complexă, nu intră chiar toată în sfera mea de activitate, cel puțin parte din ce ne întreabă suporterul are legătură și cu partea de securitate și de organizare a evenimentului. Însă am amintit de meciul de la Târgu Jiu, eu personal am fost și eu la acel meci. Dacă nu ar fi fost un stadion nou-nouț și modern, aș fi avut cu siguranță impresia că m-am întors în timp. Eu, dacă mi-aduc bine aminte, am luat niște poziții publice ca și club ferme împotriva modului în care acel meci a organizat și am urmărit în primul și în primul rând să facem scut în jurul jucătorilor noștri. A fost acuzat în principal atunci capitanul nostru, dar au mai fost și alți jucători vizați inițial de fel și fel de declarații, de rapoartele arbitrilor și așa mai departe. Prioritatea noastră atunci a fost să ne protejăm jucătorii. Dacă, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva mai rău și cu spectatorii, am fi acționat și atunci mult mai ferm. Evacuarea suporterilor vizitatori e o chestiune destul de delicată, ține foarte mult de operațional, ține foarte mult de cooperarea cu comandantul acțiunii din partea jandarmeriei și ține foarte mult de împrejurările specifice, ca să spun așa, ale meciului. E mult mai ușor să evacueze 800 de oameni de pe Arena Națională, care e un stadion care are acel parc sportiv în exterior. Cred că e puțin mai greu să evacueze 800 de oameni de pe Giulești, sub Podul Grant, depinde de zi, depinde și așa mai departe. Personal, fără să intru în bucătăria jandarmeriei sau a colegilor de la ordine și siguranță, cred că modul în care s-a lucrat până acum pe Giulești este cel corect și responsabil. Dacă iei o măsură foarte dură atunci când poate încă nu se impune, e riscul ca situația să degenereze. Și atunci mai bine, probabil că cei care au avut decizia în mână s-au gândit că este mai bine să păstreze puțină violență verbală în stadion decât să deschidă ușa unei violențe fizice în exteriorul stadionului. Petrescu Mihai Bogdan, cum e posibil și cine le permite jandarmilor să filmeze din lojele stadionului? E o situație concretă la care face referire suporterul, despre care recunosc că nu știu foarte multe detalii. Pot să-i spun însă că legea 4 din 2008 privind combaterea violenței pe stadioane, acea numită legea mitică, dă dreptul forțelor de ordine să facă aceste filmări operative, le spun ei. Deci nu este nimic de neregulă din punct de vedere legal. Nu spun acum că ne face, că trebuie să ne facă plăcere, dar nu este nimic de neregulă cu faptul că jandarmii filmează în interiorul stadionului. Dacă se întâmplă altceva mai mult decât atât, poate sunt incidente izolate și ar trebui, de ce nu, să ceară lămuriri chiar jandarmeriei. Ok, 1923. Există demersuri în cadrul clubului, să ne numim și în acte FC Rapid București, sau trebuie schimbat CIS-ul pentru așa ceva? Se poate ajunge la o înțelegere cu Clubul Sportiv Rapid București pentru așa ceva?
pentru că ei sunt singurii care au dreptul deplin la titulatura Rapid București. Denumirea societății care operează în acest moment Clubul Profesionist de Fotbal este Fotbal Club Rapid București 1923 SA. Nu văd o diferență foarte mare între ce avem acum și ce ne întreabă suporterul nostru. Poate are în vedere situația din 2018-2019, când societatea era Fotbal Club R București, dar folosind marca Rapid, participa în competiții cu denumirea de Fotbal Club Rapid București. Momentan, Fotbal Club Rapid București SA încă există, este în faliment, este în lichidare, dar încă există. Deci, cel puțin cât timp există această societate pe acțiuni încă înmatriculată în Registrul Comerțului, nu se poate pune în discuție schimbarea denumirii, dar, așa cum am spus, ne numim, în momentul de față, ne numim Fotbal Club Rapid București 1923. Tot același suporter are idee de, ai idee de ce clubul sportiv Rapid București nu acționează în instanța AFC Rapid? Marca și stema pe care le pretinde că AFC Rapid le are sunt deținute de fapt de Clubul Sportiv Rapid București. Nu aș vrea să-mi dau foarte mult cu părerea despre cum lucrează colegii noștri de la Clubul Sportiv, mai ales că nu am nici toate informațiile, dar cel puțin în procesele cu noi, AFC Rapid nu a pretins că ar avea o marcă propriu-zisă. AFC-ul doar a venit cu anumite critici vis-a-vis de legalitatea modului în care marca pe care noi am cumpărat-o de la lichidator a fost înregistrată. Dacă cumva mai există și alte mărci pe care le pretinde AFC-ul că le are și se suprapun cu mărci ale clubului sportiv, e o chestiune despre care nu avem noi cunoștință. Alexandru Bolboacă, în legătură cu procesul AFC, ce deține FC Rapid 1923 SA în materie de culori, palmare, siglă, etc. și ce deține AFC Rapid? Deci, hai de să o luăm un pic. Ce spune cu suporterul nostru? Culori, siglă, palmares. Începem cu ce e mai ușor. Culorile. Din fericire pentru toată lumea, au trecut vremurile când Claudio Zambon încerca să aresteze violetul din Timișoara și să schimbe culoarea autobuzelor. Cu foarte, foarte puține excepții, nu putem vorbi în prezent de înregistrarea sau de patentarea unei culori. Am mai avut și noi, de la revenirea în Liga 1, parcă sezonul trecut, o discuție cu niște domne la Pitești care, la fel, vreau să ne elimine violetul din curcubeu. Deci de culori, exclusivitate pe culori și așa mai departe, nu se pune problemă. Referitor la siglă, cum am apucat să spun și puțin mai devreme, AFC Rapid nu a venit și a revendicat o siglă propriu-zisă. A venit și a spus modul în care marca, constând în emblema cu vulturul, a fost înregistrată, nu a fost legal. Ei s-au legat foarte mult de o chestiune vis-a-vis de mandatul acordat la momentul respectiv de administratorul judiciar și așa mai departe. Și au mai spus, la fel, nu era legal să fie înregistrată pentru că o marcă aproape identică se regăsea și în statutul nostru ca și asociație. Dar ei nu au făcut niciodată vreun demers pentru a înregistra această emblemă cu vulturul. Și mai departe, în proces a mai fost vorba și de sigla anterioară, cea cu Uniunea Fotbal Club Rapid, cea puțin mai dreptunghiulară, unde la fel i-au criticat și au spus că am avut o perioadă de timp în care nu am folosit-o și atunci ar trebui anulată. Dar niciodată nu a fost vorba de o pretenție de tipul aceasta nu este marca lor, ci este marca noastră, luați-o de la ei și dați-ne-o nouă. E o situație, înțeleg că poate părea confuză, dar este confuză pentru că dânsii o fac confuză, nu știu dacă în mod voit sau nu. Cu palmaresul este situația cea mai discutabilă, care din păcate nu prea este tratată așa într-un mod explicit și consecvent la nivel național. Chiar și noi mai stăm un pic, mai tragem cu
urechea să vedem ce se întâmplă la Craiova, în Ghencea, să vedem în ce direcție s-ar duce instanțele. Pentru că ideea de palmares în sens juridic nu există. Nu am nicăieri o secțiune referitoare la palmares în codul civil. Pot să mă raportez așa în sens colocvial, în limbajul ăsta uzual, la palmares din două perspective. Ori ideea de a fi obținut niște performanțe, și părerea mea personală e că astfel de lucruri țin foarte mult de persoana care a realizat performanța și nu prea ar putea fi transmise, dar nu știu dacă putem să mergem la strănepotul vreunui soldat de la bătălia de la Mărășești și să vedem dacă putem cumva să cumpărăm, să ne trecem în palmares bătălia de la Mărășești sau să luăm bătălia de la podul înalt și să o facem cadou unui prieten turc. Și a doua perspectivă ar mai fi cea de urmaș, de continuator. Și cred că în domeniul acesta al cluburilor sportive în general, nu doar la fotbal, cam pe aici se leagă palmaresul, pentru că societatea s-a schimbat de-a lungul timpului. Avem foarte multe cluburi de fotbal la nivel mondial foarte vechi. Da? Să ne gândim în Anglia, avem cluburi cu vechime de peste 100 de ani. Dar nu cred că avem societăți comerciale, firme cu asemenea vechime. Invariabil, la un moment dat, activitatea acelui club s-a transferat de pe o societate pe alta, de pe o entitate pe alta. Eu cred că acest transfer are loc într-un mod irreversibil. Și atunci, poziția noastră este că din 1923 s-au tot schimbat succesiv entitățile și evident că s-a preluat palmaresul de pe o entitate pe alta. Facem un fast forward în anii 2000, s-a mutat activitatea fotbalistică de pe UFC Rapid pe AFC Rapid, s-a lucrat pe AFC Rapid o perioadă foarte frumoasă din istoria clubului. Undeva prin 2008 s-a înființat acea societate pe acțiuni care a intrat în 2016 în faliment, s-a transferat activitatea fotbalistică de la AFC la acea societate. Și ulterior s-a făcut transferul de proprietate intelectuală către societatea noastră, a venit și Tribunalul de Arbitraj Sportiv și a spus că noi suntem continuatorul Rapidului istoric. Aceste transferuri succesive sunt irreversibile. Deci, din punctul nostru de vedere, ce încearcă AFC Rapid să cumva să insinueze că acea perioadă 2001-2008 poate cumva așa fi decupată din istoria rapidistă și trecută în vitrina lor, nu ține. Deci, ca să închidem și subiectul palmaresului, dacă se poate pune în discuție transferul palmaresului de pe o entitate pe alta, atunci, din punctul nostru de vedere, noi avem toată istoria echipei de fotbal Rapid. Ok, Marilena Bara, este posibil, din punct de vedere juridic, un parteneriat public între CS Rapid și FC Rapid în sensul revenirii secției de fotbal în cadrul clubului, dar cu autonomie financiară și managerială? La nivel juridic, da, de ce nu? Există posibilitatea de parteneriate publice-private ca să se construiască porturi și autostrăzi. De ce nu? Nu știu neapărat dacă mai este oportun la acest moment. Poate o să reluați întrebarea și cu alți colegi, pentru că, în general, o astfel de descentralizare, cum se întâmplă în România de obicei doar de la fotbal, în care secția de fotbal se desprinde, devine o societate de regulă comercială, orientată spre profit și așa mai departe, e făcută în ideea de a încuraja această supra-specializare. Da, desprind secția de fotbal, fac un club care se ocupă doar cu fotbal, atrag resurse ca să le cheltui doar pentru fotbal, angajez profesioniști doar pentru fotbal și așa mai departe. Da, ne focusăm acolo. Atunci nu știu neapărat dacă ar mai fi oportună la nivelul 2023. Ionuț Cosmin, câte procese cu foști jucători mai sunt pe rol pentru recuperarea salariilor? Jucători din era Copos.
deși cred că acești jucători erau din era Taher. Este o plajă foarte, foarte lungă. Da, am avut și din era Copos, am avut și din era Taher. Am plătit până în prezent undeva la 1,5 milioane de euro. Bani plătiți la momentul definitivării proceselor. Bani care au venit acționarii de acasă. Probabil că dacă nu ar fi fost aceste procese, s-ar fi regăsit acești bani în transferul sau în altă formă de investiție. Ne mai judecăm pentru aproximativ încă 1 milion de euro cu 4 jucători și am reușit să mai închidem definitiv săptămânile trecute încă un proces de aproximativ 200.000 de euro în toate cazurile cu cei de care am amintit mai devreme, cu acel 1 milion de euro nu i-am câștigat în prima instanță. Au fost litigii și la FIFA, au fost litigii și la comisiile din România. Și aș vrea un pic să menționez aici, pentru că nu am avut ocazia niciodată să o facem la nivel de club, este că aceste datorii ale jucătorilor vechi, cei care au activat pentru vechea societate Rapid, provin în mare parte nu din salarii restante, ci din despăgubiri pentru nerespectarea contractelor, în mare parte pentru rezilierea unilaterală de către acel club a contractelor. Deci putem vorbi de un dublu management defectuos, pentru că odată s-au încheiat contracte cu anumiți jucători care, din ce înțeleg, la fotbal propriu-zis, la jocul de fotbal nu mă pricep așa de bine, dar avem aici în club colegi care se pricep mai bine. Și din ce înțeleg, nu prea erau jucători de nivelul Rapidului sau aveau niște salarii disproporționate. A doua greșeală de management este momentul în care s-a reziliat cu ei și e un pic dezamăgitor că noi venim acum și facem aceste eforturi. Pe de o parte noi muncim, pe de o parte acționarii vin și plătesc și persoanele mai mult sau mai puțin direct răspunzătoare de aceste pagube dau bine mersi la televizor și ne învață pe noi cum să ne facem treaba. Nu cred că e momentul acum să intrăm în mai multe detalii. Ok. Potocean, Cosmin, Virgilius, când credeți că se va termina procesul cu AFC? Cu tot. Când? Noi în acest moment așteptăm redactarea motivării hotărârii Curții de Apel. Din momentul comunicării motivării, și noi și AFC-ul mai putem formula un recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Noi, bineînțeles, nu avem niciun motiv să formulăm o astfel de cale de atac. Dacă ei o vor face, un proces la Înalta Curte, din păcate, nu durează mai puțin de un an de zile. Este instanța supremă, este o instanță foarte aglomerată, cu activitate diversă. Probabil că vor face acest recurs, pentru că dacă au ajuns până aici și au investit aceste resurse, vor să-și joace și ultima carte. Deci, ca să închidem subiectul complet, probabil că vor mai dura 2 ani. Dar în momentul de față, ușa e destul de închisă. Ok, Teodor Hașer, Rapid are vreun proces cu fostul vicepreședinte și acționarul lui Dinamo, Andrei Niculescu, actualul acționar? Informațiile privind existența unor procese pe rolul instanțelor civile din România sunt publice. Deci, răspunsul pe scurt este da, există procese între noi și domnia sa, dar urmează afișele închise în curând. Tudor Tegla, în ce stadiu este procesul cu Florin Manea în legătură cu suma de transfer a lui Rareș Ilie? Despre această pretenție, despre acest proces, auzim mai mult din presă. Există un dosar pe rolul instanțelor în care firma dumnealui
este reclamant. Tocmai pentru că existența acestor dosare este publică, dar mai multe informații nu avem. Pur și simplu am citit și noi în presă, am făcut această interogare și am aflat că există un proces început undeva în luna octombrie. Suntem la început de mai, nu am primit încă nicio comunicare de la instanță. În mod normal, când începe un proces, partea ta de cerere, de pretenție, se comunică părții adverse. Dar nu se face această comunicare decât când judecătorul a constatat că anumite condiții de formă sunt îndeplinite. Dacă cererea este completă, dacă este clar cine este firma care a formulat pretenția, cine o reprezintă, dacă s-a achitat taxa judiciară de timbru calculată conform normelor legale și așa mai departe. Dacă au trecut 7-8 luni și noi încă nu am primit nimic, fie e o problemă cu una dintre aceste condiții, fie pur și simplu poate instanța este foarte aglomerată și încă nu i-a venit rândul. Ok, Eduard Stănescu, este normal să participe în Liga 1 cluburi aflate în insolvență? Legal, din păcate, se pare că da. Normal. Văd că suporterul nostru foarte bine se raportează la normal, nu cred că este, și pot să vă spun, de exemplu, tratamentul unei astfel de situații în alte state. În Anglia, de exemplu, în momentul în care intri în insolvență, ești penalizat cu 12 puncte. De asemenea, ca să-ți păstrezi licența de a participa în fotbalul profesionist, atenție că în Anglia vorbim de fotbal profesionist în primele 4 ligi, trebuie să te asiguri ca prin planul de reorganizare să îți plătești integral toți creditorii de fotbal, îi numește legea, adică toți jucătorii, toți impresarii, toate cluburile. Asta este chestia la nivel general. Cu ce mai avem și noi o problemă și într-adevăr este și mai strigător la cer, cu situația unei, eu o numesc insolvență intenționată. Atunci când în mod intenționat o parte foarte mare din datorii ajunge pe mâna unei singure persoane, de regulă, în mod paradoxal, tot pe mâna unui patron sau unei persoane care exercită o influență asupra clubului, deschizi procedura insolvenței nu pentru că nu mai ai bani ca să-ți finanțezi afacerea, ci strict ca să reduci datoriile unor creditori, unor jucători. Cred că acum un an sau doi în România au fost declarații de genul acesta. Suntem în insolvență ca să scăpăm de jucătorii cu salarii mari. Cu asta avem o problemă foarte mare și mă leg pentru că am spus de împrumuturi, nu a fost chiar asta întrebarea suporterului, dar de aceea insistăm foarte mult de a scoate în evidență faptul că investitorii din Clubul Rapid nu vin cu împrumuturi, ci vin cu majorare de capital. În momentul în care majorezi capitalul, da, bineînțeles, îl poți și micșora, cum am mai auzit de curând, dar în momentul în care vii cu aport la capital, banii tăi îi lași pe mâna societății. În momentul în care vii cu împrumuturi, odată e clar că tu gândești pe termen lung, ești acolo pe termen scurt, și doi, întotdeauna înseamnă că te gândești un pic și să ai cu un ochi la insolvență. Da, pentru că dacă ai o problemă cu ceilalți creditori, banii tăi, fiind veniți acolo ca împrumut, nu ca majorare de capital, banii tăi mereu vor fi mai mulți decât ce ai de plătit în termen de jucători, furnizori și așa mai departe. Și atunci, dacă deschizi o procedură de insolvență, tu dictezi planul de reorganizare, tu dictezi administratorul judiciar și poți abuza de această procedură. Și e păcat, pentru că insolvențele în orice domeniu de interes distrug credibilitatea în acel domeniu. Da, uitați-vă ce se întâmplă cu falimentele din asigurări, de exemplu. Două falimente în 2 ani la rând, nu știu câtă încredere mai are lumea în polițele de asigurare. Fane Ștefan, este în regulă să lucreze impresari în cluburi de fotbal, ca președinți sau ca directori sportivi?
dacă vorbim de cluburi profesioniste, cu siguranță. Pentru că activitatea sportivă, în esență, e una vocațională. E foarte greu să pui într-o matrice un sportiv, să-l evaluezi după niște criterii obiective. Poate dacă vorbești de atletism, dăm drumul la cronometru și vedem cine e mai bun. Dar un fotbalist sau modul în care evoluează o echipă de fotbal, modul în care joacă un meci, e foarte greu de cuantificat în mod obiectiv. Cât am încercat cu aceste platforme moderne, colectăm date și așa mai departe. Și atunci depinzi foarte mult de ochiul, de părerea unor specialiști. Atunci dacă directorul tău sportiv, de exemplu, cel care ar trebui să-ți facă o evaluare a jucătorilor, să-ți facă niște recomandări pentru niște transferuri, dacă el nu mai este obiectiv, îți poate da peste cap toată strategia la nivelul clubului. Și cred că în anii anteriori, eu știu, până acum 10-12 ani, existau astfel de cazuri în care cluburile angajau impresari să lucreze exclusiv sau integrau impresari în organigramă și așa mai departe. La nivelul fotbalului de astăzi nu cred că trebuie să mai repete așa ceva. Dacă vorbim de un nivel amator, da, poate, sigur. Un impresar care lucrează cu jucători de Liga 1, Liga 2, poate să fie antrenor la o echipă de amatori, bineînțeles. Și ca să încheiem puțin în spirit de glumă, Ciuci Fenomen Bianca Cosmin întreabă așa: eu sunt fan Rapid, soția fan Steaua, în eventualitatea de a divorța trebuie să împărțim tot după divorț? Ca să luăm întâi abordare așa strict juridică, da, dacă nu avem o convenție matrimonială, dacă avem bunurile la comun, tot ce am dobândit în timpul căsătoriei, da, trebuie împărțit. Dar bunurile care au fost dobândite înainte sau bunurile pe care le-am primit din partea familiei, moștenirile, de exemplu, chiar dacă primim o moștenire în timpul căsătoriei, nu o împărțim la divorț. Și cred că în marea majoritate a situațiilor această pasiune pentru un club anume, mai ales un club cum este Rapid, se transmite din tată în fiu. Și atunci nu cred că trebuie să își împartă rapidismul cu... Marian, îți mulțumim foarte mult. Sperăm să ai parte de cât mai puține probleme de ordin juridic, la fel ca și clubul nostru. Și mulțumesc și eu la fel. Să rezolve toate aceste situații pe care le avem. Mulțumesc!